Miercuri seara la orele 20:30, în Piatra Neamț, pe strada Cetatea Neamțului, a avut loc un accident auto. Un șofer a intrat în curbă și acolo a lovit o țeavă de gaz metan. Au intervenit pompierii, salvarea și o echipă de la societatea furnizoare de gaz. În jurul orei 20:30, când pompierii pietreni au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs în municipiul Piatra Neamț. Un autoturism a intrat într-o curte situată pe strada Cetatea Neamțului și a lovit o țeavă de gaz. La locul solicitării s-au deplasat 3 echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Piatra Neamț cu o auto specială pentru stingere, o auto specială pentru descarcerare și o ambulanță smurt. În autoturism se afla doar conducătorul auto, care s-a autoevacuat până la sosirea forțelor de intervenție. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, deoarece în urma accidentului rutier produs țeava de gaz a fost avariată. La locul evenimentului s-a deplasat și o echipă de la Gaz Grid pentru remedierea defecțiunii. Tot miercuri seara, pompierii din Piatra Neamț au intervenit la solicitare la orele 22:04 la un apartament de la etajul 6 de pe strada Mihai Eminescu pentru deblocarea unei uși, însă au avut surpriza neplăcută să găsească o femeie de 79 de ani fără funcții vitale. Jurul orei 22:04, prin apel la 112, pompierii pietreni au fost solicitați pentru deblocarea unei uși la un apartament din municipiul Piatra Neamț. La locul solicitării s-au deplasat 2 echipaje de pompieri cu auto specială pentru descarcerare și o ambulanță smurt. Cu ajutorul echipamentelor pentru descarcerare, pompierii au pătruns în interiorul apartamentului situat la etajul 7 al unui bloc de locuințe situat pe strada Mihai Eminescu. În interiorul apartamentului a fost găsită o femeie de aproximativ 79 de ani care nu prezenta semne vitale.